era cu lungă cald. Taur era cu lungă cald și pe tata a rupt lanțul taurului și l-a îngrămătit aici. L-a găsit aici, un frate mic, când a venit în coace. Unde papucul e pe acolo unde a fost el la el, lanțul e rupt acolo. Era legat. Păi, normal, cu două lanțuri. Două lanțuri. Da, dar uite, taurul afară, l-a băgat în grădină acolo. Cu lacrimi în ochi, fiul, care locuia cu bătrânul în aceeași gospodărie, ne povestește că îl lăsase pe acesta acasă împreună cu un nepot, spunându-i că animalele sunt hrănite și nu are ce căuta la grajd. Din păcate însă, bătrânul a fost găsit mort chiar în grajd, de un nepot care observase că animalul, deși legat cu două lanțuri, scăpase. Nu se ducea bre, era copii, era ce a fost să ducă? Bine, ne meteați pe noi, se dă apă, dar da bouă la apă și mâncare face. Băi, n-aveți grijă, ce? Zicea el, da. Ceacă tata, l-am plecat la biserică, l-am lăsat bine, tot, mă, ai mâncare, îngute golea în camerele noastre, aici unde stăm noi. Nu mai pot tremur cu totul. Da, animalul a fost legat în grajd, el nu prea s-o cercă, eu sunt băiatul care stau cu el în curte. Eu am fost în oraș când avem, m-a sunat băiatul, tata, ce a scăpat taurul. Și n-a știut nimeni că tata era mort în grajd acolo. Scăpase. Da, și mi-a zis că a scăpat taurul prin grădină și a făcut ravaje pe acolo. Dar pe el, cred că s-a urat la el acolo și acolo la... L-au omorât în grajd. S-a dus să le dea apă. Apă, ceva, nu pot să-mi dau seama, eu nu știu ce ala e. Rudele nu-și explică ce a vrut să facă bătrânul, mai ales că știa că taurul este destul de periculos și nu mai fusese lăsat liber de foarte mult timp. Când l-au găsit, rudele au chemat în ajutor o ambulanță, însă medicii spun că leziunile suferite au fost mult prea grave. Am fost solicitați pentru un pacient în pus de un taur, prezenta leziuni incompatibile cu viața. S-au mai încercat manevre de resuscitare? Manevrele de resuscitare nu au fost indicate pentru că prezenta leziuni incompatibile cu viața, a interesat în mod special patul vascular, secțiunea de arteră popliteee. Deci, practic, nu a mai avut șanse să nu a avut nicio șansă de supraviețuire. Nu mă așteptam la așa ceva la 83 de ani am înțeles. 80. Dar ce căutat el acolo? Că am înțeles că nu se ducea el. Nu se duce el acolo, în cauza că a scăpat și cea să-l ba la loc înapoi. Și cred că îmi după el atunci, cred că l-a prins și l-a dat imediat jos. E bătrân, nu putea să mai... Oamenii legii au deschis și o anchetă. Urmează ca trupul bătrânului să fie transportat la serviciul de medicină legală în vederea efectuării autopsiei.